naștere. Să încerc să visez, roata se învârte, pot să te distrez. Visele tale se împlinesc așa, e șansa ta, dă vina pe ea. Bună seara, dragi români, și bine ați revenit la Roata! Un show de zile mari cu asistenta noastră îmbrăcată în haine de zile mari. Ăsta, scuză-mă, draga mea, că te văd așa pe fiță, dar noi suntem aici la Canal D, nu la Bâlci. Bună, bursucule! Mamă, da... Știu unde suntem, dar tocmai la Canal D m-am uitat aseară la Bravo Ai Stil. Fetele nu prea știu ce e aia modă și m-am gândit să le fac puțină promovare în emisiunea noastră. Te-ai gândit tu așa, a? Da, uite, am și un slogan. Ia! Cu ținuta mea de vis mi-ar da 5 stele Morris. Da, da, tu știi că arăți fix ca o pițipoancă, adică... De ce, măi, bursucule? Am văzut eu că și tu mai porți din astea și nu te-am făcut pe tine cocalar. Alo! Vezi că ale mele sunt originale? Tu vezi ce scrie pe tine? Muci, da, Ihor... Da, originale, ce să spun? Nu știu care balen, e original dintre voi. Cum ce scrie, mă? Balenaciaga. Auzi, bursucule, eu nu știu care e mai original dintre noi, tu care cumperi de la Portbagaj la Dristor sau eu care cumpăr direct din Dragon. Deci, vezi că ale mele toate au certificat și garanția. Ale tale, garanția la tricou e până la gura de metrou. Adică, dacă bate vântul cam tare, rămâi în sutien, bă, frățioare. Dar vezi că eu nu merg cu metrou. Nu? Atunci, garanția la tricou e până ajungi tu la panou. Ia-ți încet așa să-ți văd mersul. Ce să-ți povestesc? Nu de alta, dar noi avem de dat cu certificat, cu garanție, o mașină nouă nouță! 10.000 de ron cash, o vitrină plină cu produse electronice și electrocasnice. Doamnelor și domnilor, să cunoaștem concurenții! Seara, Sabrina! Bună seara! Bine ai venit! Mulțumesc! Câți ani ai? 21. Mamă, zici că ai 17. Mulțumesc! E foarte bine, azi așa copilăroasă, un pic, papa. Îți place asta cu moda, cu să ții haine de firmă, să fii în pas cu moda, nu. Să... Nu! Vezi? Ți-am zis că nu se poartă, băi! Apropo, câinele face parte din... Da, clar, are și el un brand preferat. A? Louis Bichon! Pentru tine special, în această seară, dau moda, varianta Hotplay și Iulia Dumitrache, dacă se poate. Toate țoalele, toate ardele, 24 de carate, au inelelelele. Toate țoalele, toate ardele, 24 de carate, au inelelelele. Sabrina, la 21 de ani, îmi permit să te întreb cu ce te ocupi? Sunt șomeră. Mai bine. Și de ce? Că ai timp de televizor, de emisiuni, știi exact care, cum sunt emisiuni preferate, poate te uiți la Roată, vezi, ai înțeles strategia, dau acolo, fac punctele, cumpăr, iau, corect? Da. Asta înseamnă că știi și ce avem în vitrină, de asta mi-aș dori să-mi spui două produse pe care vrea tu să le cumperi. Să le, ți le iei, de fapt, nu să le cumperi. Mașina de spălat și aragazul. Bravo, mașină de spălat și aragaz, e foarte bine. Dom'le, nu vrei mult, de la puțin ajungi să pleci cu mașina asta pe bune. Multă baftă îți doresc, Sabrina, vii din... București. București, bucureștean. În partea stângă, tatuat și plin de
lei, că văd că ești cu leu pe tine, Răzvan, care Răzvan. Vine din... Brașov. A, ăștia de la munte cu aer tare, vezi că ai treabă cu ei. Da. Puși pe treabă ăștia. Căsătorit? Căsătorit? Da. Nu par? A fost o întrebare răspunsul tău? Sau? Adică da sau a fost da? Da, ca la starea civilă. Dă-i ceva de mormântare. Țin-o așa. Lasă-o așa. De cât timp? De un an. Au! Dă-i! Lasă-o așa. Și doare? Deloc. Nu doare? Deocamdată nu. Ah. Te ceartă? Câteodată. Au! Dă-i! Copii aveți? Încă nu. Mai are o scăpare. O iubești? Da. Îți mai aduce aminte cum ai cerut-o? Normal. Cum? Eram aici la București, pe lacul Iore, și știam că nu știe să înnoate. Și ai aruncat-o. Yes! Yes! Ah. Și ce să vezi, i-am zis, dacă scap, te iau de nevastă. Și a scăpat, bă, băiatule. Yeah. I-am zis, hai să facem o plimbare cu bărcuța. Ea speriată toată că nu știa să înnoate. Nu știa să înnoate, dacă zice da, e ok, dacă zice nu... O, da. Păi, dau și eu. Și te-ai așezat în genunchi pe barcă? Da. Băi, băiatule, ca Eminescu. Lacul codrilor albastru, nu ferg galben, îl încarcă, trebuie să rind din cercuri albe. El, cu tremură, o barcă, bă. Răzvane. Și cum i-ai spus? Simplu. Vrei să fii soția mea? Și ea? A început să plângă și a zis că da. În această seară ai venit cu... Gata, bă, plecat romantismul ăsta, lasă-mă. În seara asta ai venit cu ea? Singur. Singur? Singur? Dai de veselie, băi! Mai zi așa că ne facem de cap în seara asta. Sabrina, îți place de Răzvan? Nu, că după un an de căsătorie, ca și cum nu se pune, nu e... Adică... Dacă îi faci de două ori cu ochiul... Nu. Ce ți-ai dorit să câștigi? Adică nu, scuză-mă. Ce te-a trimis să câștigi? Păi mașina și un aspirator, da, să fac interiorul. E. Corect. Păi, mi se pare absolut normal. Ea se plimbă cu mașina, tu să dai cu aspirator. Mi se pare absolut corect, adică... E normal. Un fân, o placă de păr, n-a vrut? Nu. Dacă tu, dacă o să găsești puncte, ei legă, dacă nu te bate acasă, crede-mă. Multă baftă îți doresc, Răzvane! Mulțumesc frumos! Doamnelor și domnilor, în această seară însă aveți treabă multă, pentru că vin la noi, la Roata Norocului, să ne ia premii Canăluca, Denisa și Cura Luca. Veneau și bună seara. Bună, bine, seara, ați venit. Bine te-am găsit. Vă pup așa de la distanță. Voi mai știți piesa asta? E cum să nu? Nu, că odată cu vârsta ne lasă și memoria și nu. Ceva timp. Da? Hai să o cântați și la noi, că nu știu dacă ai cântat-o cu sorta, dacă avem două microfoane. Să auzim o dată refrenul original, mă, că mie mi-e dor. Mi-e dor să le au pe fetele astea, mă, cum da, cântau ele. Și nouă. Că una s-a dus pe parfumuri, pe treaba ei, pe ce s-a dus iar, Luca vine după ea. Nu vă mai auzi cântând. Ia să auzim refrenul ăsta celebru. Doamnelor și domnilor, auzi cum sună? Că nu mai spui Denisa și Raluca, nu mai așa le. Doamnelor și domnilor, Bambi. Aie! Ce-am gândit vedeam, împreună.
Robert Goldis! Ce frumos! Doamnelor, domnilor, fetele au venit în această seară, însă cu altă treabă. Să vă luăm toate premiile. Toate premiile da. Pentru familia Călin, da? Fericită, da? Bravo! Familia Călin, haideți să le urmărim povestea împreună și revenim. Mă numesc Călin Cecilia, am 38 de ani, sunt casnică și am 4 copii. Noi stăm cu chirie, plătim 6 milioane, plus întreținere, plus lumină. Foarte greu că nu avem gaze, ne descurcăm foarte greu cu butelia și foarte greu cu bani. Familia Călin stă într-o locuință socială modest mobilată, mult prea mică pentru 6 persoane. Tatăl este diagnosticat cu epilepsie și nu lucrează. Venitul familiei fiind din alocațiile copiilor și indemnizațiile de handicap. Am 4 copii care din toți 4 au probleme de sănătate. Băiatul cel mare are probleme cu auzul. Fata cea mijlocie are probleme de epilepsie. Fata cea mică de 6 ani și 5 luni are probleme tot așa, de epilepsie cerebrală are ea, cea mică. Cu tratamenturi, cu asta, o ținem sub control. Cecilia are grijă de familia ei și, în ciuda faptului că și ea are grave probleme de sănătate, face tot ce îi stă în putere să-și vadă copiii fericiți. Dumnezeu îmi dă așa putere ca să fiu tare și să am grijă de copiii mei. Îi trimit la școală, învață, cu totul că eu nu am învățat, nu am o clasă. Pe ei vreau să meargă mai departe, să ajungă și ei cineva în viața lor. Familia Călin este beneficiară programelor sociale ale Asociației FDP Protagoniștii Educație. Nu uitați că dacă doriți să-i susțineți financiar, puteți trimite un SMS la numărul 8844 cu textul ajut. Astfel veți dona 2 euro lunar și veți oferi copiilor incluși în programele Asociației șansa la un viitor mai bun. Vă mulțumim și spunem bună seara, doamna Cecilia! Bună seara! Salut, Alex! Bună seara! Doamna Cecilia, în această seară, alături de noi, sunt cele două minunate fete care reprezintă trupa Bambi. Bă, cum sună asta? Nu mai vine voi să le spun deloc. Bună seara și vă doresc multă sănătate. Frumoasa Denisa și Raluca sunt aici pentru dumneavoastră. Să vă las să schimbați câteva vorbe și după să începem. Doamna Cecilia, o să luptăm cu toată puterea și concentrarea și energia noastră să câștigăm toate premiile. Vă mulțumesc din suflet. Sănătate multă vă doresc. Doamna Cecilia, dacă ar fi să ne alegem repede două produse din vitrina, acestea ar fi... Frigiderul și aragazul. Frigider și aragaz, fetelor. Bravo! Eu sunt sigur că se va rezolva, doamna Cecilia. Avem presiune în seara asta. Sunt sigur că se va rezolva. Putem, putem. Vă ținem pumnii strânși, la fel pentru Răzvan și pentru Sabrina. Așa că, dragii mei, să înceapă roata norocului. Runda întâi! Înainte de orice, aveți aici un gel, vă rog. Trebuie să apăsăm de două ori, da? Una, două. Apăsați, să vă văd eu că una, apăsați. Hai, Denis, și tu. Și una, cine apasă primul, ce perfect. Câștigă? Se freacă bine. Așa. Și între degete, așa, și pe o parte, așa. Și pe alta. Frecați, frecați, frecați. Și la trei suflăm. Un, doi, trei și... Băi, ce frumos. Ah, de dragoste. Raluca, la cât de frumos sufli, mă mir că e singură. În rest... Ceva nu se pupă ceva pe undeva. Ceva nu se pupă, da, e că e adică pupatul tău e ok. Dar cine a zis nu? Că sunt singură? Păsărelele. Hai să, mai bine să ne concentrăm pe joc momentan. Avem un puzzle de departajare pentru runda întâi, el arată așa. Avem și un domeniu. Domeniul este artificial. Și ei făcut mălul ăla, mă. Auzi? Tu îl plătești pe ăsta săracul. Dă-i mă șapca de pe ochi, mă. Adevărul e că îi se potrivește numele, Dihor. E exact de acolo. E perfect. Deci domeniul era? Artificial. Artificial. Hai. Una dintre voi va trebui să joace prima rundă.
Hai, lasă-o pe Raluca. Hai, Denise, da, hai, gata. Hai. Mă lași pasta mai mic pe mine. Da? Hai, bine. Bravo. Deci, Răzvan, Raluca, Sabrina. Vor apărea litere aleatorii, una câte una, în momentul în care vă dați seama de răspunsul corect. Nu ezitați să apăsați butonul, dar nu până în momentul în care... Nu vorbiți până în momentul în care nu-l voi nominaliza pe cel care a apăsat primul. Asta pentru a nu-i ajuta pe ceilalți. 2, 3, 2, 1. Start! Hai să vedem. Hai să vedem pentru 1500 de puncte. Cine știe răspunsul? Noi. Dărma ceva? Îmi doresc foarte tare să câștig premiul pentru doamna Cecilia. Mați telespectatori, eu v-am spus că nu e iubită de mult. Nu m-ați crezut pentru că... I-a dat de la Julit. Te rog, Raluca, că de frică s-a apăsat la tine. Da, gene false. Ia să vedem. Gene false. Este! Cum o cheamă pe soție? Ana Maria. Ana. Cu ăsta, micu, te-ai luat! Și eu n-am aflat nimic! Tot fashionistă? Să zicem. Nu îl mai întreba, sărac, nu mai are card un an. Cardul lui e la ea, stai liniștită. Dă mai bine un puzzle pentru runda întâi. Și un domeniu? Domeniul este soluție. Soluție. Pe cașcaval stai bine. Da. 1500 de puncte. Oh, bine. Cu dragostea asta e prost, dă-i de rot. Lasă-mi, să am aproape, noroc la, atent, la bani. Aproape, am frigiderul deja la ăla, la gazul avem. Hai, da? Bine, și hai. Tare! Hai, nu-mi spune! Nu-mi spune! Eu cred că trebuie să încerci în dragoste totuși. Eu cred că are farmece. Eu cred că totuși trebuie să încerci în dragoste, că la asta nu... Hai, lasă că vedem. Da, până la final, așa e. Trebuie așa să investești un pic, mai pierzi, mai corect. Așa e în viață. Hai, Răzvane, să vedem. Atenție că Ana cu ochii pe tine acasă, poate o faci de râs. Dă-i. Sper să nu. De puncte, prima consoană a serii, Răzvane, este? Ce? De la calorifer. Hai! Tot 300, consoană. S, de la... Să pun mâna pe tine. Păcate, S nu există, dar uite, S de la Sabrina pentru că a venit rândul ei. Hai! Tare, Sabrina! Bravo! Dar ce faci, mă, acolo, pițipoancu? Alo! E supărată sau ce ai? Nu mai bursucule, așa stau pițipoancele. Deci recunoști că ești pițipoancă? Da, da, sunt din aia fashionistă. Așa o să-mi vorbești toată emisiunea? Da. Ia, mai zi-mi ceva, ia. Mai zi, ia. Vorbește ceva, ia, spune-mi ceva, ce vrei tu. Sunt fashionistă? Când mă plimb și pe mine cu mașina ta? Ce mașină? Da, mă, nu-mi face poze. Păi de ce să te plimb cu mașina mea? Că e... târnește ciuda celorlalte pițipoance. Hai, lasă-mă. Nu, rămâi pițipoancă. De ce îți pierzi farmecul acum? De ce râzi? Hai, mă, vârzăcule. Sabrina! Hai să fac și eu niște poze la tine în mașină. Na, n-ai cum. Aia e mașina mea de cocalar, nu pot să te încurc. Păi de-aia! Nu pot să, nu. Zi-mi o consoană. D de la Dana.
300, consoană. B de la biscuite. Sau de la bursuc. Se găsește greu, rar, dar este unul. Hai! Unul! Mai unul e bursuc. This girl is on fire. This girl is on fire. Joker. Yes. Consoană. M. De la... Milano. Asta când venise altceva. Bravo! Jokerul ăsta ne salvează în cazul în care dăm o consoană greșită, dăm faliment, dăm... O dată ne salvează. Hai, dă-i de rată. Una mattina sono alzato. Asta e, bă, din mână în mână până în fund la taxatoare. Vezi? Asta e. Bravo. Jokerul e la mine. Da. Hai, dă-i de rată. Da, pune și filtru. Vorbirea Raluca de sus. Pune și filtru, zi. Învârte și un pic de ea că vreau să fac un bumerang. De ce să învârt, mă? De roată. Stai, mă, să dea fata asta o consoană, zi. Râde la rățușcă. Râde la rățușcă, ia uite, bravo, este. Cum dau așa? Hai, învârte puțin să fac bumerangul. Hai. Ia mai învârte odată că fac story direct ea. Bă, tu ești, ia pleacă, mă, de... Haide, te rog eu frumos, haide. Pleacă, ești. Odată, te rog, am prins unghiu. Ce? Ce-ai prins, mă? Unghiu, am prins unghiu, e filtru bun. Da, mă. Ia uitați, fetelor, mi-am băgat om la roată. V-am zis că sunt șefă la mine la emisiune. Treci la locul tău că te mănânc. Ieși! Învârte litera. Avem 1900 de puncte. Stai să așezăm roata unde era. Aici. Cumperi o vocală sau dai de rată? Nu, ți-ai luat poziția asta așa. Îmi vine și mie să fiu serios. Dau de rată. Dă-i de rată. La, 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 la. Atât mai era. Pica pe 10.000 de ron cash. Sărbătoream, ne aruncam chiloții. Era... Rămânem îmbrăcați și ajungem la Denis. Hai, Denis, cu putere. Vezi că e greu. Așa, da? Te ajut, te ajut. Hai. Nu, cred că mă desmurg. Tu nu ai voie să te plângi? Ai bărbat cu sală de forță, cu d-astea, pune mâna și trage de roată. Dar mări roata? Serios? E mai grea, că sunt mai multe e premii. E mult mai grea. E de asta. 800 de puncte, consoană. N. Nu uitați să vă uitați în ecranul de jos. Da. Soluție N. Este domeniul. N, ai spus tu, N de la niciodată, de 3 ori. Cumpărăm o vocală de 1400 de puncte să ne ajutăm sau dăm de roată. Zi. A. A. Bravo. Mai luăm una? 1900 de puncte. Da, E. Cumpăr vocala E. E. Bravo. Dăm de rată. Mai dă de rată. Da. Da. Tare, tare. E, hai că ne chinuie asta. 200 de puncte, consoană. Îți zic eu? Sau am voie să-i zic? Poți să-i zici. Hă? P, l-am luat. P de la pițipoan. Și l-am aruncat. P. Deci dacă... Bravo, unu! Sigur! Îi spun eu că ea își imagina că P-ul ăla e în altă parte. Îți spun eu 100% că credea că e în altă parte. Gata, dau de roată. Hai, și... Hai, tare!
Consoană. Haș. Haș. H. H de la haină. Este. Și acum cumpăr vocala I. Oh. Bogăție, tată. Bun. Ce facem acum? 1500 de puncte mai putem cumpăra o vocală, dăm de roată. Hai, fără faliment. Domnișoară, domnișoară, ce program aveți din seara? Dar ce-i cu tine? Doar eu am avut ghinion astăzi. Tu ai calculat-o, dar prost. Mai am tare. Am vrut să mai adun puncte ca să iau frigiderul. Mai tare trebuia să aragazul. 600 de puncte, Răzvane, cumpărăm o vocală sau de roată. Hai! No. 350, consoană. Ț. Știu. Dar tu unde ai fost? O știi? Da. Mi-a zis Bubu să te întreb dacă șasele tău e Evan Evan Edition. Ce, mă? Evan Evan Edition. Dacă e original. Nu, e bă, e luat de la... Era să zic de unde. E sucru? Aole, ce prost sunt că mă dădeau afară. E sucru? Nu, e nouă, dar altceva am vrut să zic. Hai. 950 de puncte, Răzvane. Cumpărăm vocala O. Alo, da? Bă, dar nu putem, mă, să facem emisiune cu ea, mă, frate. Da, da, știu că nu răspunde. Cine să răspundă, hai mă? Că le transmit acum. Cui, mă? Îi transmit, îi transmit. Da, lui Bursucu, da. Ei, n-am înțeles. Las. Doamne! Cine era? Ah, ok. Ăștia de la Prahova. Să ne pui mașina înapoi. Întoarce ouă ăla. Foarte bun. 450 de puncte. Ce facem, Răzvane? Dăm de roată. Hai. Hai, Sabrina, dă-i! Zero puncte! Eu vara nu dor, nu am somn. Asta e! I'm very good. I'm all that I was now. So good, so good. I got you. Power play, adică bani cash. Da. 3000 de ron cash, îi poți câștiga foarte ușor. Timp de un minut, 60 de secunde ai imunitate, dai doar tu de roată. În momentul în care roata se oprește în dreptul punctelor, doar în dreptul punctelor, îmi spui o consoană. Chiar dacă e corectă sau greșită, nu contează, merge mai departe. Dacă în acest minut îți dai seama de soluție, ridici mâna, spunem stop, cronometru. Dacă soluția ta este corectă, câștigi 3000 de ron plus punctele acumulate. Deci doar consoane. Doar consoane. Ești pregătită? Da. Sigur? Da. 3, 2, 1, să începem. Power play! Te gândești la o consoană? Zi! L de la Lili. L de la Lili, dă-i de roată, hai! L nu există. O să dai puțin mai încet de roată, hai! Dă-i, 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 dă-i! Mai avem 37 de secunde. Dă-i de rată, dă-i de rată, dă-i de rată, dă-i de rată, dă-i de rată. Știi soluția? Zi consoană. G, G, G. Hai!
Maria. Dă-mi o consoană. Hai. Z. 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 Din păcate, sub presiune n-a ieșit. Da. Și ai făcut 0 puncte power play. Banii rămân la mine. Niciun punct la tine. Da. 0. Și mai dăm o dată de roată. Mai dau o dată de roată? Păi, ce să facem? Și ajungem pe faliment, n-aveam ce să pierdem, dar ne întoarcem la Raluca. La mine. Stai așa, stai să vedem care-i treaba. Câte puncte avem noi acum? 0. Și dacă dăm soluția, 500. Câte? Dă-i de roată să mai adun puncte, hai. Stai, du-te puțin, tare, du-te puțin. Tare după... Știi ce să mergi la sigur? Da. Consoană. Așa. D de la Denisa. Uite a fost, ce... mă, ce faci? A, stai, cu. D de la Denisa. A fost. Vai de mine ce am făcut. Divorțez. Bursucule! Ce mai vrei, mă? Mai bursucule, am o rugăminte la tine. Poți să-mi dai și mie puțin telefonul? De ce? N-ai baterie sau de ce? Nu, ba da, dar nu mai am memorie. Am făcut multe selfie-uri din astea și... Nu mai am și acum mă gândeam să mai salvez câteva la tine și mi le dai tu. Asta ar fi ultima, să mă duc eu acasă la copii și la nevastă cu tine cu bot așa. E, hai da, vezi de treaba ta. Răzvan. Dă-mi de roată. Hai. Hai, acumulăm punct. O mie de puncte consoană. De la Tudor. Da. Deci nu era D. Era D. Mai dăm? Cât avem? 2450. Ai, mai dăm o dată. Băi, ți ajunge da. Și de placă și de aia nu te juca, băi. Băi, de capul meu! Băi, ce m-a apucat nervii pe roata asta! Cum, mă, uite de unde s-a oprit la pedeapsă, râdeam și noi. Îl dezbrăcam, îl vedea nevastă sa, că nu l-a mai văzut de mult. De s-a căsătorit de un an după 6 luni la revedere. Unul în sufragerie, unul în dormitor. Zi. Și de la șalupă. Și de la șalupă, în șalupă te baga când să plece acasă. Bravo! Dăm soluția. 2850, dă-o și aia e. Te poți îmbrăca mișto și cu haine din angro. Te poți îmbrăca mișto și cu haine din angro. 2850 plus 500, 3350 de puncte, Răzvane. Da sau nu? Yes! Hey! Hai la vitrină, bravo! De puncte, ia zi, Răzvane. Păi, aș vrea un frigider de la Samus. Frigider de la Samus, 2000 de puncte. O mașină de spălat, am văzut că e una cu 1000 de puncte. Care, mă? Aici. Aia de la Albatros, da, bravo, 1000 de puncte. 1000. Un expresor. Samus, 300 de puncte. Și 50 de puncte, bravo. Grill electric. Foarte bine, bine că nu i-ai luat nimic să vezi bătaia acasă. Taurus. Felicitări, Răzvane. Mulțumesc. Iar noi, doamnelor și domnilor, mergem mai departe în runda a doua. Raluca, Denisa, veți fi blocate în runda de departajare. Răzvan. Aolea, ce tristă ești, Sabrina. Am emoții. Acolo n-ai știut, dar stai puțin că ați răspuns nu prea înțelegem de ce ați suntem. Răspuns prima oară la puzzle de departajare și atunci veți fi blocate. Bine, Răzvan și Sabrina, voi veți avea șansa de a începe runda a doua. Iată puzzle-ul.
de departajare, din runda a doua, avem și un do. Ce faci? Oh, shawarma! Ia uite! Tu mănânci așa în timpul emisiunii. Păi și nu e o problemă că mănânci, dar mănânci shawarma, adică... Dar nu mănânc, țin dietă. Văd! Adevărul e că dieta cu shawarma... Cu o shawarma discretă ții cea mai bună dietă. Asta e. Iartă-mă că-ți dau vestea asta, dar nu merge la dietă cu shawarma. Măcar e cu de toate. Ba da, bursucule. Este dieta pe care o țin toate pițipoancele. Nu există pițipoancă pentru care să treacă o zi fără să consume shawarma. Doamne, dar ce aș mânca una după 3 luni? Trei, care trei, mă? Cred că n-am mai mâncat o shawarma de 7 luni. Deci, mamă, cum a... E ca viața, bursucule. E cum ca viața? Cu de toate. Așa. Bune, cu rele. Și se strică Doamne! Aoleu, ia-o de aici, că ne omori. Cu de toate. Domeniul este... Deci dacă muși din ea, te bat în jur. Nu, cam apă în gură, te rog. Nu faci asta. Deci băi, îmi curge apă pe spate. Deci m-au luat transpirațiile de poftă. Crede-mă că... Deci nu, Barnaschi! Mai vârzucle, n-am cum să rezist. Te rog eu din inima mea, nu mușca. Te rog eu frumos. Nu mușca. Nu! Nu, te rog din inima, nu că o să... Hai, mă, vârzucle, uite, îmi curge usturoi. Da, mă, e cu usturoi. Deci eu băgam câte 2-3 pe zi, eram cât un butoi. Acum nu mai mănânc și am dat înapoi. Deci ce rog eu mult. E păcat de ea, bursu. Știu că așa am zis eu o viață. E de pui cu vită? Da, cu vită. Dacă vrei, ți-o dau și du-te spatele panoului. Că nu te vede, dacă nu te nu vede mănânc. Dumnezeu, nu te pune. Dă-mi un domeniu. Domeniul este emisiune. Atât dacă puteți să-l filmați pe Alex, care de poftă mănâncă stixuri. Foarte bun, bravo. Lasă-mă că după emisiune mergem toți. Gașcă nebună. E clar că în seara asta ne facem de cap. Mai zi o dată, domeniul este emisiune? Da. Noi știm soluția. Și ei cred, Răzvan, Sabrina. Start! Cine știe, apasă butonul. Sabrina sau Răzvan? Nu e greu. Haide, apasă butonul. Stop, Răzvan, zi. Bravo, ai stil. Bravo! Bravo! Răzvane, du-o, e bine. Las că vorbesc cu Răzvan, du-te. Avem un puzzle pentru runda a doua, el arată așa. Bravo. Avem și un domeniu, Ana, te rog. Domeniul este rezistență. Chiar că! Într-adevăr! Răzvane, baftă și... Hello, yeah. And won't you come back no more? De puncte zi. Ce? Ce? Că? Ce? De la Cătălin. De la ciudă. Dacă mi-e ciudă pe ea acum. Bravo, hai, dai de rată. Oh, eroina, oh, eroina, oh, eroina.
Joker, tată. De la Dumitru. Bravo! Dă-mi drat. Răzvane, un minut de imunitate, ai înțeles despre ce e vorba. Da. Vine și Tom Cruise cu noi, misiune imposibilă, se lasă atmosfera. Când roata a picat în dreptul punctelor, îmi spui consoane, da? Atenție! 3, 2, 1 și... Nu-i nimic, dă-i de rat, hai! Perfect, prima consoană este... N, N, N. De la niciodată pentru 1000 de puncte. Dă-i de rată. Dă-i de rată. A doua consoană este... R de la Răzvan. R de la Răzvan pentru 300 de puncte și mai avem 30 de secunde. Zi! T de la Tudor. T de la Tudor. T de la Tudor pentru 800 de puncte. T de la Tudor. Dă-i. T de la Tudor. Pentru 800 de puncte. S de la Sorin. S de la Sorin pentru 800 de puncte. 8 secunde. Zi. G. G de la Greere. Răzvane, în această rundă Powerplay ai adunat 3650 de puncte. Cumpărăm o vocală sau dăm de rată? Cumpărăm vocală, o. O. Acum? Cumpărăm și vocala A. Rezistență este domeniul, Răzvane. Ai 2650 de puncte. Ce facem acum? Cumpărăm vocala I. ...2150 de puncte. Cumpărăm și eu. Eu, bravo, bă, ai ieșit bă băiatul la mall la cumpărături, bă, de ce l-o priți? Acum am înțeles de ce a te-a luat o bărbat. Băi, dacă ești mână largă așa... 1650. Mai am o mână, bă, nu, bă, mai am, mai e una, iau și pe aia și gata, ce mai... Iau și U. Așa, bravo, să fie, bă, acum... cadă el, ce să, ia, bă, și U. Asta-i. Acum ai 1150 și dai de rată. Hai. Frumos ar fi să dai faliment. Niciodată să nu spun, niciodată, niciodată să nu spun, niciodată. 300. V. 1450 de puncte, Răzvane, ce facem? Dăm de rată. Hai. Am 250 de puncte. Ț. Cumpărăm A din A. A din A, că nu, din altul A. Nu există. A din A. 1200 de puncte. Mai cumpărăm o vocală sau dăm de rată? Dăm de rată. Hai! E ziua în care vreau să fiu mare, mare, care. Oh, oh, oh! 1500 de puncte, cele mai multe puncte de pe roată. L. De la lacăt. Lacăt.
2700 de puncte. Denis a început să cânte singură de nervi. Se mai întâmplă. Îmi place melodia. E... Nu de știu cuvântul ăla, al treilea, al patrulea. Care? Al patrulea. Vrei să-l scoatem? Ar fi bine. Da. Mai dăm de roată o dată. Și? La, la, la. Răzvane, verde. 1, 2 sau 3? 1. 1. Da-și, mă, nici tu n-o să porți pămâta cum e îmbrăcată, știu, dar las-o un pic. Sar de 20 de ori în trambulină cu o tavă de făină în brațe. Uai-ai-ai! Ce tare! Hai, Răzvan! Atenție! De 20 de ori, Răzvane, sus. Deci vreau să te văd sus, da? Cu mișcare, cu balans. Ok. Bă, ce să faci? E ora de făcut pâine. Hot play! 3, 2, 1 și... 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, atenție! 16, 17, bă, bă! 20, stop! Bravo! Cred că face sport! Ai trecut în etapa următoare, acum trebuie să sar cu tot cu bubu! Glumesc! Bravo, Răzvane! Felicitări! Mersi! Intactă! Bravo! Nu m-am așteptat la asta, ce să zic? Ai scăpat, vezi? Și acum, 2700 de puncte. Cumpărăm o vocală sau dăm de rată? Tot nu merge acolo la al patrulea cuvânt? Nu. Dăm de roat. Hai! Mă-ntor la tine iar și iar, mare albastră. 300 de puncte. Și? Și de la șerpe. De la șarpe. Ești ca un șerpe. Bravo, bravo! Ce-a apărut acolo? Prinde acum, ce mai? Sau nu? Ce, mă, l-au pus în engleză? 3300 de puncte. Nu le are cu moda. Ăsta e răspunsul. Vrei să-ți dau un indiciu? Alo, dar ai, dar, dacă spunem ai 5 noi, dacă secunde spunem să-mi răspunzi dacă nu trec peste tine. Nu dai jumătate 5. Din bani? Mai dau de roată. Hai, dă-i, că poate cine știe. Ție, mă iubește femeile. Sute de puncte. Uită-te în ecranul de jos, vezi ce consoane și vocale s-au folosit. Rezistență este domeniul. Și îmi trebuie o consoană care B. se lipește acum. Chiar nu știu. B. Da. Acum okay. Știu. Perfect. Ai joker, mi-l poți da mie. Da. Și mă joc tot cu tine. 3300 de puncte, acum știu. Dau de roată sau îmi dai soluția? Mai dau o dată? Dacă vrei, dacă nu... Dau soluția. O singură dată, tare, clar și corect, Răzvane, zi! O geacă de mușama, țin o lună și ceva. De mușama? Nu prea folosesc cuvântul ăsta și... Păi ai zis că știi soluția. Cum mușama? Asta e. Mușama? Mușama. Unde ai văzut o geacă de mușama? Hai, lasă, bursucule, că dacă în piață. De roba mea... Mă umplu de mușama. O geacă de mușama, așa ai spus tu, ține o lună și ceva. Răzvane, dacă ăsta este răspunsul corect, ai câștigat 3800 de puncte. Dacă nu, Sabrina așteaptă. Ia să vedem, da sau nu? De puncte, te rog, vreau să mergem placă de păr ondulator să te uiți, da? Hai că trebuie, se uită la noi, hai, hai, hai! Răzvane, 3300 de puncte!
3850. Ia uite, bă, ce știe, bă, 3800... Fix. Bă, dar ești ceva de... Nu știu, poate le-am calculat. Să pună nise. 3800, hai să vedem. Un aspirator de la de Samus. De la Samus, 800 de puncte, mai rămân 3000. Două televizoare, unul pentru mine, unul pentru soacră mea. Bravo, tată! S-a pus bine cu soacra, prunci Răzvane! Iar noi mergem alături de soacra lui Răzvan în runda a treia! Tu începi runda asta. Nici nu mai dau puzzle. Poate că nu-i mai vezi pe ăștia. Ia uite. Okay. Puzzle-ul din runda a treia. Uite, și domeniu. Domeniul este cost. Ce? Cost. 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 De la Costi Ioniță. Cost. Jale. Cost. La mine. Respiră o dată cu mine. Da. Relaxează-te, nu se întâmplă nimic, nu te grăbește nimeni, mai ai fix 4 secunde să-mi dai o consoană. B. De la broscuț. Eu ți-am și vorbit frumos și tu mă faci și brosc. Ia să vedem. Bă, este, bravo, hai! Așa este, eu sunt o broscuță. Dar dacă mă pupă cine trebuie, devin prinț. Iar tu ai călcat broscuța pe coadă. Da. N-are coadă, dar ai călcat-o pe ceva. Pedeapsă. Ce culoare e aia, Ana? Albastru. Albastru. Noi bărbații ne pricepem mult la culori, de asta am întrebat. 1, 2 sau 3? 3. 3. Nu, iau încet, că și așa e frică. Nu mai, las-o. Nu te omoară nimeni. Deci, maxim un șarpe, ce poate să fie? Nu sper. Vreo lighioană. Vreo, stai acum, bagi mâna. Aia a fost. Nu te mănâncă. Vrească Dumnezeu. Ai ceva mai rău? Zi. Ridică 3 castraveți atât. De jos. Ai mai ridicat castraveți de jos? Da. Dă pe jos, nu, pardon. Cu mâna, nu? Deci ridic... Dă pe jos. Dă pe jos. Deci ridică 3 castraveți, dă pe jos. Da. Cum i-ai ridicat? Mâna. Cu mâna. La noi mâna nu se folosește. Aole. E ca în viață. Cu mâna poți și singur. Și cum ați... Și atunci, Sabrina, pentru că ai 21 de ani, mâinile nu le folosim... Dar, în schimb, folosim... Genunchii. Baftă. Hai! Țină, vină! Prim. Așa, că avem muzică. Hot play! Baftă. Băi, ce se pricepe! Aha, că l-ai mai mic! Băi, îți spun sincer. Cer scuze că spun, dar eu ca bărbat îți spun sincer, uite-te și în ochii colegilor mei, noi suntem impresionați. Mulțumesc. Adică, bravo. Bravo. Băi, cum a luat castravetele, bă, cu... Ia și vine cu Barnoschi. Ia-mi dă-mi. Păi eu nu
nu pot că am genunchii prea subțiri. Selfie cu castravetele. Ce, mă? Ce vrei să fac? Să mă bursucule, că și eu mai bine. Cucumber, sănătate curată. Sabrina, dăm de roată. Vezi că mai avem pedepse. Ai, sper să nu. Ai, și eu. Cum se face, că mă vezi lângă și-ți place. Ai grijă că fata se întoarce. Fetelor, haideți, deci Denisa. Că asta e șansa noastră, hai. Arunc de dragoste. Și a venit momentul să ne chinuim. Auzi, iată. Auzi, ne chinuim la dublu sau la așa? Dublu. A. Când am plecat de acasă, mi-a zis maică-mea, mamă, bine că ți-ai luat pantaloni ca o pedepsă la emisiune. Și am zis, du-te-mă, mamă, că nu dau eu o pedepsă. Nu. Cine știe ce urmează. Avem trei plicuri roșii de data asta. Ai grijă că sunt îmbrăcată în ca focul. Ia. Ce vrei? Am zis că sunt îmbrăcată în alb și că n-aș vrea să mă mutez. Pe tine vreau să mă răzbun cel mai tare. Stai liniștită. Păi, am fost să plec pe ea, dacă așa stau lucrurile. Știu eu de ce. 1, 2 sau 3? Hai zic cât vrei, 2? 2. 2. Nu faci dacă... E numărul meu norocos. Ia spune cât de norocos e. Uai, ai, 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 ai. În pantaloni albi zici că ai venit? Da. Ce o să ne mai distrăm? Da, de ce? Ia uzi. Joacă Twister împreună cu partenerul tău. Ei, aia Twister. Hai de venit să vă învețe, băiatul, să vedeți cum vă tăvăliți pe aici pe jos. Nu mi se pare grav pentru că nu știu ce e aia Twister. Ok. Care să se așeze prima? Raluca, perfect. Raluca. Hot play? Raluca, te rog să învârți. E mai simplu aici cu roata. Mâna stângă pe verde. Mâna stângă pe verde, așa. Ok, am pus. Denisa, piciorul stâng pe verde. Hai, vino aici. Sunt în capătul ăla. Ok. Acum și acum învârtim noi. Hai. Pentru Raluca. Piciorul drept pe verde. Așa. Piciorul stâng pe roșu. A, și dreptul era, păi cum, da. Dar cum fac? Păi stâng așa, acolo. Pui... Mă mut cu totul? Da, pui stângul, tot pe roșu. Așa. Așa, bravo. Piciorul stâng pe albastru. Stimați telespectatori, Raluca încet începe să se așeze cum trebuie. Mâna stângă pe albastru. Hai că am făcut exerciții. Denisa, stop! Picior... Bubu, vino cu a... Voi cântați? Abia acum devine interesant. Hai, bubule! Deja am obosit. Bubule, piciorul stâng pe verde. Drept. A, piciorul drept pe verde, bravo. Verde. Drept. Dar du-te mai pe mijloc, mai bine. Mâna stângă, Denisa. Da? Mâna stângă pe galben. Bravo. Pentru Raluca. Așa. Mâna stângă. Păi am mâna stângă. Pe verdele peste bubu. A, aici? A. Acolo, a. Bravo. Deja nu mai bubu. Pot să stau așa. Bubu, piciorul tău drept pe roșu. Stâng. Piciorul tău stâng pe vino roșu. Vino cu tot. Mulțumesc. Peste ea, pe roșu. Așa, bravo. Denisa, mâna ta dreaptă în pe roșu ultim, în capăt. A, dar și cum crezi că fac eu chestia asta? Uite așa, nu. Deci am trebuit la picioare la bursucule. Așa e acolo, pe galben. Nu mai poți să am mâna pe galben. Uite așa, pe sub piciorul ăsta, pune pe galben, bravo. Așa. Raluca! Da! Capul tău pe verde! Ce? Nu scrie așa ceva! Dacă-ți spun! Nu!
ultimul roșu. Și acum se bagă și Barnoschi. Barnoschi. Piciorul drept, a nu, mâna stângă pe albastru. Zi mai repede că eu nu mai pot să stau mult Denisa. Aici. Denisa. Mâna dreaptă. Da. Pe galben. Da, mai multă-mă și pe mine că am amorțit aici. Da, mai multă. Raluca. Da. Capră. Ăsta nu scuze. Mi-a venit. Așa. Piciorul stâng pe verde. Ah, oh, ce bine. Rămâi cu mâna acolo, așa. Oh, Bubu! Piciorul drept pe albastru. Barnoschi! Piciorul drept pe ultimul galben. Păi dacă tu crezi că eu mai pot să mai stau acolo... Denisa! A, da! Piciorul drept pe verde, pe sub ei. Deci mi s-au pus de acolo pe sub ei. Mi s-au pus cărcei. Hai că-mi pică șapca. Hai. Foarte bine, bravo. Hai că mai avem loc. Două secunde. Gabi! Vino cu a. Hai, Gabiță, hai, hai. Vezi că ai intrat și eu, Tom. Bubu, mâna dreaptă pe fundul anei. Asta pe albastru. Gabi, piciorul stâng, piciorul strâng în colțul ăsta, piciorul drept în colțul ăla, desfăte, desfăte, dar în afară, cât poți tu, așa, și cu mâinile tragi preșul. Da? Opa! Foarte bine, mulțumim mult de tot, fetelor! Gata. Băi, v-ați descurcat foarte bine și nici nu te-ai murdărit. Băi, se vede că am 35 de ani. Aplauze pentru Raluca și Denisa. Pentru Raluca mai mult, bravo. Bravo. Adevărul e că tu te-ai crăcit mai tare. Ce, ce să... Bine, Denisa, cred că are și puțină febră deci, musculară de aseară. Da, da, nu, eu n-am putut. Deci, nu, da. Dacă nu câștigăm acum Denisa, la deci, cât de mult Raluca, neapărat chinuit, trebuie să-ți faci un iubit, că tu nu mai ai febră musculară. Neapărat, hai. Da. Gata? Bagă. Dă-i. Hai că după chinul ăsta trebuie să... Vezi să nu ne-ți alune nici mâna. Tare, tare, ne! Cost este domeniul, avem o singură consoană, iar cea de-a doua este... Cât de la chin? Cât de la chin? De ce te-ai uitat așa în ochii mei? Când ai zis, cât de la chin? Ăsta. Cât de la chin? Chin. Bravo! Oh, bine. Hai. A fost, nu glumă! Hai, hai, hai! Gata, hai, hai! Cu putere, cu putere! Întreabă inima de ce nu am noroc în dragoste. 700 de puncte. Nu! De la... De la... Niciodată. M-am țin. Hai! Timpul plânge, zi! Să te uiți tot timpul să vezi ce consoane. Zi. Zic, M de la măcar runda asta să o câștigăm și noi. M de la măi, Ana, ce ai în mână, mă? E camera pe mine, bursucă. Dar ce cameră mă uit? Camera e tot timpul pe tine, că tu dansezi, faci ca toate alea, ești în centrul la ce cameră să mă uit, că am de făcut un anunț. Uite, uite-te acolo, la camera 4. E pe mine, da? Diploma. De make-up artist. Eu am absolvit facultatea de pițipoance, SNSBA. Ce mă? Și vreau să ajut și alte fete să devină... Cum adică SNSBA? Dar ce n-ai înțeles? Cum adică SNSBA? Școala Națională de Studii Pițiponcărești de Amatoare. Așa, acum și ai... Acum vreau să prezint cursurile. Da, te rog. Camera e pe mine? Da, da, e toată pe tine, zi. Mutați-o și pe aia de pe bursucu. Gata, toate camerele sunt pe tine, zi. Deci, dragile mele, vă pot oferi următoarele cursuri. Primul curs, despre câte branduri puteți să purtați grămadă. Și o listă de băieți de unde le puteți procura repede. Al doilea curs.
se mestecă guma și cum se scuipă semințele și anume. Și anume ce? A, și anume. Al treilea curs, dragele mele, este cum să te bagi în seamă cu cocalari care au o mașină ca a bursucului. Băi! Haide că... Bă, ce voi niște bănuți? Adică, pe bune? Era să zic eu ce fac cu diploma asta, dar văd că e plasticată, nu pot să... Că mă taie. Pentru orice eventualitate, băgați numărul meu de telefon. 072... Ei, 072, las-o naiba, că mai treci mâine pe la noi. Auzi? Ia uite că deja mă sună. Cum să te sune, mă, nici n-ai dat numărul? Păi îl am peste tot, pe Insta, pe site-ul. Dă-i, Denisa, te rog eu mult de tot. Dar eu am zis. Ai zis mă? Și nu ți-a apărut mă? Nu. Înseamnă că nu e. O fi? Nu știu, ia să vedem. Mă? Este. Ai insistat, vezi? Oh. Da, eu sunt corectă de obicei. Răzvan. Într-un glas amândoi să cântăm chitara mea. Hai cântați toți cu noi. Ce frumoasă-i dragostea, băi! Ia uite, Răzvanele, cum vin pedepsele după tine. Da. 1, 2 sau 3? Tot unul. E groasă. Hai, zi, pedeapsă. Îmbracă-te ca o pițipoancă. Uai, Milano. Nu puteam să primim noi pedeapsa asta. Mâncați așa? Ce mâncați ești, mă? Asta am băgat de la mine. A. Și defilează o tură de platou. Frumoasă, du-te la Ana să vezi ce te aranjează. Bursucule, ești pregătit? Da! Ești gata? Doamnelor și domnilor, direct de la o școală de pițipoance, de real succes care a livrat în Italia, Franța, Spania, în Paris, în Moldova, în toate țările, vă prezint ultima răgheală, ultima fiță de piții. Doamnelor și domnilor, Răzvan! Băi, Răzvane, stai așa. Stil, clas, atitudine, fac cum mergi tu pe tocurile, dansezi, deși pe toate. Eu cred că n-am mai făcut treaba asta, n-ai cum să alergi așa pe tocuri. Are șosete muci sau mi se pare? Da, muci. Are șosete muci. Muci! Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Răzvănica. Bravo! Bravo! Hai, vino la panou. Așa rămân. Păi da, bravo, ce rost mai are stesim. Deci pedeapsa asta e până la final. Poți să-ți scoți tocurile dacă vrei, că așa fac și fetele. Când ajung la mine la emisiune, toate sunt frumoase, aici la panou le vezi pe toate că se descalță. Eu nu mai pot! Dar tu îți dai seama dacă m-aș descălța eu, că nu m-aș mai vedea. Trebuie să stau încălțată. Dă-i de rat. În rândul patru, banca de la cap, eu cu ferii viața mea. Sute de puncte, consoană. T de la Tudor. Bravo, hai! Consoană. R de la Răzvan. R de la Răzvan. Bravo! 2000 de puncte, putem compara o vocală sau dând de rată. Dă-mi de roată. Dă-ți mai jos de pe tine, te rog eu mult de tot. Dă că... Dar nu știu cum să o scot. Te ajutăm? Gata. Imaginează-ți că era nevastă ta. Vreau să-i o dai jos. Hai, dă-i.
De la Florin. Nevastă ta știe că a fost o gagică lângă tine pe care ai dezbrăcat-o și au rămas hainele la picioarele tale, nu? Află. O să afle. O să se uită la emisiunea noastră. Să vadă cu ochii ei. Ana, nu vrei să știi ce a făcut un nebun ăsta în pauza de publicitate? A zăpăcit-o pe micuță. Săracă, a alergat în pieile goale pe aici și a uitat și pantofii și furou. Zi. Fă de la Florin. 2500 de puncte. Cumpărăm vocala O. O. Hai, cumpărăm și au. Au. Cumpărăm și sau dăm de rat. Cumpărăm și ce am cumpărat până acum, O și O și A. Eu. O mie. Dăm de o rată sau cumpărăm un vocal? 5. Cumpărăm și U. Că, U, băi, e păcat de el, dacă ți-e-ți place la piață, am observat. Dăm de roată. Hai! Na, 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 na. Puncte, zi! Z. Z de la zi. Zoro. Bravo! 1500 de puncte, cumpărăm o vocală sau dăm de roată, Răzvanele? Dăm de roată. Hai și ne-am dus! De puncte și 60 de secunde ale tale. În cazul în care îți dai seama de soluție, în aceste 60 de secunde ridici mâna, ne oprim, câștigăm banii. Hai, Răzvan, 3, da. 2, 1, start! Zi! L! L! Consoană, 250 de puncte. Uite-te, nu. În puzzle. Uite-te în puzzle, zi. Consoană. Zi o consoană! M. M. Yeah. Zi. Consoană. G. Răzvane, ai acumulat 2750 de puncte Power Play! Și acum ce facem? Cumpărăm o vocală sau dăm de o rată 2750 de puncte? Da, știu soluția, dar nu știu acolo, după la. Deci nu știi soluția. Adică aproape știu. Aproape. Zici ce facem? Cumpărăm ou. Și acolo tot n-a apărut nimic. 2250 de puncte. La emoții. Știu, de acasă va fi mult mai simplu. 2250 de puncte. Cumpere o vocală sau dai de roată? Dăm de roată. Hai! Banii și fetele se mănâncă zilele.
Cei de acasă, care sunteți în fața televizoarelor, vreau să ridicați mâna sus. Cine știe răspunsul? Îl știu și eu. Ia uite, bă, toată lumea știe. Acum știi și tu? Da. Dă-mi o consoană. P, de la Parizer. Dacă tot a venit cu șaorma. Mamă, P de la Parizer. Bun. Mai dai de roată? Nu, no, mai dăm salut. 2650 de puncte, zi, Răzvane. O bluză contrafăcută e la preț 10%. Ai, măi, Răzvane, pe bune! O bluză contrafăcută e la preț 10%, da sau nu? Asta e răspunsul! $3150, hai la vitrină! Ce ne alegem? O să iau o plită și un cuptor de la Samus. Bravo, tată! Cuptor electric 1500 plus plită 800, ia uite 2300 cum s-au dus. Mai avem 850 de puncte. Le donez familiei. Bravo, Răzvane! Bravo, felicitări! Mergi la locul tău! Doamna Cecilia, m-auziți? Da. Doamna Cecilia, 850 de puncte avem. Mulțumesc frumos! Hai să vedem ce ne alegem. Vreți să vă ajut puțin, doamna Cecilia? Da. Haideți, dacă vreți. Cuptor cu microunde, da? Am zis? Da. De la Albatros, 300 de puncte, bravo! Da. Ia robot. Să mă mai gândesc ce am mai putea lua. Robot, robot. De bucătărie, vreți? Da. De da. La Samus, bravo, 200 de puncte. Vă dau și o mașină de tocat? Da. Albatros, 300 de puncte. Și un mister. Un? Mister. Un mixer, doamnă, pentru 50 de puncte pe ăsta de la Samus. Bravo! Mulțumim din suflet. Mulțumim, mulțumim mult de tot, doamna Cecilia, și noi și mergem în runda a patra. Puzzle de departajare pe... Aplaud gestului, Răzvan. Bravo! Da, bravo. Puzzle de departajare pentru toată lumea. Atenție, puzzle-ul din runda a patra de departajare arată așa. Avem și un domeniu. Domeniul este magazin. Dragile mele, dragul meu, ai un buton acolo, magazin. Hai, Sabrina, hai, Sabrina, că e runda ta asta. Start, magazin. Magazin. Stop. Mamă, Denisa. A puțină disperare, dacă nu câștig acum. Deci nu accept asta. Să plec acasă fără să câștig nimic. E la ghici un pic. Ia. Acolo clar e roșu. Și în față trebuie și să fie... Și dacă e magazin și cu roșu, eu zic că e dragon. Dragonul roșu. Pentru voi, fetelor, arată așa. Avem și un domeniu. Domeniul este modă. Modă. Pregătită? Da. Hai, tare. Hai, luna albă, luna înceată, luminează calea, este împârligată. Adevăr e că încurcate căile lui Dumnezeu. Zi. Păi dacă data trecută la M m-am potignit, încep cu M. Nu-l fac eu pe mă ăsta. E ceva personal între în mine așa și mă. Exact. Bă, când te duci într-un loc și nu merge, e bine să mai încerci o dată. Bravo. Da. Poate a doua oară e mai bine. Și dacă nu merge nici a doua oară, încercăm și a treia oară. Okay. Fără să ne lăsăm M. Ia uite, de trei ori. Hai. Hai, Denis, stai, să ajung și eu. Direct de aici, de la nunta din platourile Canal D, doamnelor și domnilor, Denisa și Raluca, mai îmi spun-o. Doamne ajută! Raluca, poate, Doamne ajută! Poate nu ne inviți la nuntă o consoană. Eu sau ea? Păi tu. Amândouă. Tu? Păi dar tu ești. Prima, că tu ai cu bine. Cine, ea mai aștept. Da. C. De la căsătorie? Da, de la cununie. Bravo!
Târziori pentru mașină, dar 500 de puncte pentru o consoană corectă și ridicăm plăcuța aia. O ridic? Dacă îmi dai o consoană corectă. Hai. Tu. De la... Tănase, numele nostru. Bravo. Trebuie să poartă noroc. Bravo! Sus plăcuța! Vezi că ai acolo un scociuleț. Aia așa, bravo. Și n-am făcut o mașină la câte a apărut acolo. Nu, ți-am dat 500 de puncte. Hai, dă-mi plăcuța aia că nu mai e folositoare. Așa, că nu se mai poate câștiga mașina. Hai, 2, 3 și... Nu mai schimbăm repertoriu? O cântăm pe toată așa? E pe Pizzi Ponceală. Adam, iartă-mă pe mine, Iulio. Consoană. O consoană? Cât bani am? Cumpăr vocale? Nu, acum dă-mi o consoană pentru 400 consoană. De puncte și după. B. B de la... De la Bursucu. Bă, dar cum ai găsit-o, mă, pe asta, mă? Nu e? E bună? Bursucu-i numai unul! S-audă cine trebuie să audă, se știe! Hai, hai, 2100 de puncte. Înțeles, 60 de secunde, da. Dăm de roată, nu trebuie să dăm foarte tare. În momentul în care roata pică în dreptul punctelor, îmi spuneți cât o consoană. Dacă îți dai seama de soluție, aduc 3.000 de ron cash. Nu de o chetură cu mâncătură. Identic ai fost. 3, 2, 1, hai, hai. Și... Mai încet un pic putem să dăm acum de roată. Băi, stai. Hai, dă-i de roată, dă-i de roată. Mai încet un pic, mai încet un pic. Consoana este... Zii, nu contează. D de la dragoste, dă-i 700 de puncte, mai încet. Avem un D. Las-o. Hai, dă-i de rată. Mai încet, dă-mai încet, sunt mai important. Dă-i de rată. Las-o, dă-i. Zii. R, dă-i, pentru 400 de puncte, mai avem 20 de secunde. Nu! Nu, dă-i pentru 350! Nu! Dă-i! Dă-i, ține-l că n-a fost bine, ai răbdare! Stai! Acum, zi! G! Pentru 700! Iau F! Mai vrei F? Am zis F? Da, dar nu era bun! Era pe de-asta, îl ținem sau nu? Bine, alta atunci! G! Ai zis G, alta? Am zis zi tu! S! S pentru 250 de puncte. Oh, ce emoționată sunt. S. Bine. Da. Mamă, deci când puneți muzica, chiar că nu mai știi nici cum te cheamă. Oh, dragile mele, astăzi ați adunat 4100 de puncte Power Play! Am luat cash-ul? Cântă băieții ăștia ceva, n-ai văzut. Hai. Am luat cash-ul? Momentan nu. Ce trebuie să facem? Da, de roată s-a mai cumpărat o vocală sau... Și-am zis verde sălcioară. Haide! Ce bun era jokerul ăla. Acum 500 de puncte pentru o consoană corectă. Uitați-vă jos, vedeți ce consoane mi-ați dat. Modă este domeniul. Hai, Raluca, bravo, ai stil. Ai sau n-ai stil astăzi? Ia să vedem. Am nevoie de o consoană. L. L. Și mai avem și una. Zici tu L? Am luat L. Hai, L. Bravo! Hai să cumpărăm vocale. 5100 de puncte. Cumpărăm vocale. Da. Asta o e. 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 Da. Mai luăm una? Mai luăm o vocală? Mai luăm o vocală? Da. Ce faci, măi, Barnoschi? Mai Bursucule. Asta? Ajută-mă și pe mine, că de când mă rog.
Ia, uite, bă, ai primit flori, e ziua ta. Ia. Dă să te pup la mulți ani, bravo. Doamne, dar nu știam că... Când? Nu, nu e ziua ta acum. Da. La mulți... Măi, bursucule, stai puțin că nu e ziua mea. Dar ce e, mă? E vreo mormântare ceva, vezi, dar nu merge cu trada. Nu mai, bursucule, vreau să-mi fac și mie o poză, să pun pe Instagram. Hai mai repede, că se ofilesc astea. Dar ce e cu buchetul ăsta? Nu înțeleg. Dar ce să-ți fac poză? Am pus trei fete bani să luăm un buchet din ăsta așa mai mare, să ne facem toate poze și să le punem rând pe rând pe Instagram. Să pară că am primit de la admiratori, de la iubiți. Haide, îmi faci? Deci, vină mai încoace, să... Așa, acolo. Deci eu îți fac poză ca și cum tu ai primit buchetul ăsta de la un băiat? Da, da, hai mai repede, că mă tot sună Cami, că vrea și ea. Cine te sună, mă? Cami, Cami, că e rândul ei. Adelia a făcut mai de dimineață, acum e rândul meu și mai încolo e Cami. A, și toate ați primit de la același băiat. Și dacă avem noroc, îl și vindem. N-auzi, mai bursucule, că am pus toate trei bani, auzi, am primit de la același băiat. De capul vostru. 4600 de puncte, mai cumpărăm o vocală sau dăm de rată? Da, cumpărăm vocala A. A. Ma. Fără faliment, da, uitați-vă unde e falimentul, fără. Mărine la nunta, mărine, mărine, toate fetele șoca, măi, dragă, mărine. Mai e o consoană. 800 de puncte, consoană. H. De puncte, fetelor. Pentru o soluție corectă, doamna Cecilia, Alex, am adunat 5400 de puncte. Asta înseamnă că ne vom îndeplini visul. O singură dată, tare, clar și corect, Denisa, zi. Multe umblă asortate ca șaorma cu de toate. Hai să ne spui ceva. Nu, eu mă gândeam câte piese are un stil, dar... Ai văzut asta? Da. Foarte bun. Multe umblă asortate. E clar, mănânc șaorma cu de toate. Asta nu. Venim și noi. Că, asortate ca șaorma cu de toate. Deci în seara asta am văzut la șaorme și am auzit de... E clar. E țintă directă, da sau nu? Bravo, fetelor, 5400 de puncte, hai la vitrină! Haide! Doamna Cecilia, m-auziți? Da. 5400 de puncte, doamnă. Mulțumesc frumos din suflet. Cu mare drag. Sănătate multă. Haideți să vedem ce ne alegem. Frigider. Combina frigorifică Albatros, 2000 de puncte. Da. Mașină de spălat. Samus, 1600 de puncte. Aragaz. Merge și ăsta de la Samus, 1000 de puncte. Prăjitor de pâine. Foarte bun, Taurus, 200 de puncte. Sandwich. Sandwich maker. Da. De la Taurus, 200 de puncte. Mai avem 400 de puncte. Calorifer electric, bravo, de la Taurus, 400 de puncte. Bravo, Raluca. Felicitări, Denisa. Mergeți la locul vostru. Iar noi, doamnelor, domnilor, mergem mai departe în runda... Da, bravo, bonus. Dragii mei, clasamentul de astăzi a arătat așa, cu 0 puncte și cu foarte multe emoții astăzi. Aplauze pentru Sabrina. Îți mulțumim că ai venit pe la noi. Eu am venit data să trăiesc momentul. Viitoare fără emoții. Da? Da. Bravo, mulțumim mult de tot. Sper că te-ai simțit bine. Pe locul 2, cu 5400 de puncte, aplauze pentru Denisa și Raluca.
Iar pe primul loc cu 10.300 de puncte pleacă liniștit acasă la Brașov, nu-l bate soția, dar cine știe dacă nu câștigă în runda bonus ce se întâmplă. Hai, Răzvane, la roata mică! Învârți cât poți de tare de roata asta în sensul ăsta și îți explic ce urmează. Hai, 3, 2, 1 și... Aici există un premiu, mai mare sau mai mic, ține doar de norocul tău. O să vreau să stai exact în dreptul acestui mini pupitru și să fii foarte atent la Ana. Da. Îți vom da un puzzle pentru runda bonus. El arată așa. Domeniul este proverb. Îți vom da cele mai uzuale consoane ale limbii române, N, R, T, S, C și vocala E. Să vedem dacă le regăsim. Iar tu ai dreptul să ne mai dai încă 3 consoane și o vocală, în afară de cele pe care ți le-am dat. Consoana A. Vocala A. Vocala A, îmi cer scuze. Nu-i nimic, consoane. Și consoane F. Bun. L de la... Bun. Laurențiu. M. F, L, M și vocala A. Da. Să vedem dacă le regăsim. Bine că ai zis cu F. Dragul meu, din momentul ăsta ai 10 secunde să-mi dai soluția. Domeniul era... Proverb. Start. Nu... Stop! Asta e, Răzvane, n-are nimic, mergi la locul tău, bravo! Mersi! Denisa, Raluca! Da, putem să dăm noi soluția? O singură dată, tare, clar și corect. Hai, Denis, nu știu. Nu știi? Cum nu știi, serios, nu știi? Știi tu? Da. Zi! Nu haina face pe om. Nu haina face pe om. În această seară, la roata norocului, cu ajutorul Ralucăi, ai câștigat în runda bonus... Tu, dar nu ne mai ține în suspans atât. Un smartphone! Felicitări, doamna Cecilia, mulțumesc mult de tot, cu mare drag, mulțumesc mult de tot, bravo! Răzvan, Raluca, Denisa, Sabrina, vă mulțumesc pentru seara asta, Hotley și Ilia Dumitrache, mulțumim mult de tot, Ana Maria Barnoschi și cățelul ei, Otto. Și Bursucu! Nu uitați că până săptămâna viitoare ne vedem pe Instagram, Mr. Bursucu, Amă Barnoschi, Hotley, Iulia Dumitrache, Raluca, cum sunteți pe Instagram, Raluca, Tănase Oficial? Doamnelor și domnilor, până săptămâna viitoare, nu uitați că norocul vi-l faceți cu mâna dumneavoastră, să aveți o seară liniștită!